îmi faceți o surpriză surprinzătoare, ca să folosesc termenii celor dinaintea mea, să mă primiți cu aplauze. Eu, în primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului și prietenului nostru, drag Cristian Filip, pentru organizarea acestei seri, pentru ideea de a, extraordinară de a alipi satul românesc de sărbătoarea 10 ani de la existența fundației. Mă uitam că n-am avut în seara asta intrarea la Sfântul Ilie și n-am rezolvat-o cu ploaia. Cu ploaia, da. Nu e nimic. Toate au o rânduială de sus și ploaia vine tot de sus. În Olanda, care este țara ploilor, uite că nu plouă. E o secetă teribilă. Chiar de câțiva ani. Deci plouă foarte puțin. Eu am o grădină destul de mare și am început deja să ud iarba, că nu se usucă efectiv. Deci ploaia care aveți aici, inclusiv pe Sfântul Ilie, este o binecuvântare. Și să vă spun cum am venit eu la Fundația Părintele Arsenie Boca. Cum spunea și colega mea mai înainte, nimic nu este întâmplător. Părintele Arsenie Boca, în momentul când îți apare în viață, totul se schimbă. Deci nu mai ești tu care erai înainte, e altceva, e altcineva, e mult mai bine. Eu vă spun în experiența mea personală. Am invitat în seara aceasta o prietenă care locuiește acum în București. Nu a venit pentru, din motive personale, dar ea mi-a dăruit o carte în anul 2010. Deci eu locuiesc în Olanda, v-a spus domnul Cristian. Și mi-a dăruit o carte așa, în care era căsătoria ridicată la rang de taină, se numea. O cărțulie mică, o găsiți și noastră mereu în librării. Eu am citit-o și am rămas fascinată. Am zis, eu trebuie să-l cunosc pe părintele Arsenie Boca. Sincer să fiu, nu auzisem până în clipa aceea de acest părinte. Nu auzisem absolut nimic. Am stat, îmi cumpărasem bilet la avion să vin în România, trebuia să botez, să fiu nășică și era asta la 25 septembrie 2010, da? Când se împlineau 100 de ani de la nașterea părintelui Arsenie Boca. Deci eu, părintele s-a născut pe 29, eu pe 25 eram nașă. Și stăteam așa acasă în Olanda și prin luna iunie-iulie făceam planurile cum să-mi organizez fiecare zi, lucruri care îl fac și în ziua de astăzi. Și dar eu nu trebuie să ajung la Prislop, unde îmi propusese să ajung pe data de 4 octombrie. E prea târziu. E ceva care nu sună bine. E ceva. Și stăteam și citeam pe internet și stăteam și stăteam și descoper că e născut părintele pe 29 septembrie. Și zic, măi, asta e. Părintele s-a născut în această zi. Eu trebuie să fiu acolo pe 29, la centenar. Și vreau să vă spun că m-am organizat, a doua zi dimineață m-am trezit, am pus mâna pe telefon, am sunat, mi-am organizat un pelerinaj privé, cum să spun, mi-am format un grup de persoane și am ajuns la Părintele Arsenie, la centenarul Părintelui, pentru prima dată. Și atunci am trăit momente și clipe pe care nu vreau să le povestesc aici, unii dintre dumneavoastră le știți deja. Dar eu, ajungând la Părintele Arsenie, am ajuns la învățătura lui, așa, și am ajuns la Fundația Părintele Arsenie Boca, implicit. Fără să-i cunosc, am dat telefon, am zis, eu vreau să devin membru al Fundației. Am plătit cotizația, așa, și în iulie eram deja în primul pelerinaj, în 2011. Un lucru deosebit, mă fascina personalitatea domnului Dan Lucinescu. Și citisem deja o carte a domniei sale, Întoarcerea din neguri. Se cheamă cartea, care mi-a plăcut foarte, foarte mult, din multe cărți pe care le-a scris. Și zic, aș vrea să-l cunosc, dacă aș putea să stau lângă el în autocar, îmi ziceam eu așa în minte.
Vreau să spun că chiar așa s-a întâmplat, am stat lângă Dan Lucinescu în autocar și am avut timp să vorbesc cu el și să mă bucur de așa o personalitate bogată. Eu nu m-am uitat la poze, nu știu. Să știți că am fost și în Suedia la Dan, chiar anul trecut am plecat cu soțul să-i facem o surpriză și el acum este cam bolnav, de aceea nu este aici. Dar soția lui se bucură foarte mult că eu voi fi aici și voi vorbi despre el. Deci, pentru că Dan Lucinescu este cel care a înființat împreună cu Cristian Film, ați înființat împreună Fundația Părintele Arsenie Boca. Deci, da, și în continuare, pentru mine Fundația a fost o... cum să spun, un îndemn de a lucra mai mult, de a face mai mult, de a propovădui pe Părintele Arsenie în Olanda, de a face cunoscut învățătura lui, de a-i ajuta pe ceilalți în viața de zi cu zi prin învățătura Părintelui. Și lucru în care, în parte, să zicem că am reușit, așa cum v-am spus, după câțiva ani de muncă am reușit să scot împreună cu scriitorul și prietenul nostru, Nicodim Frances Ionuschie, am reușit să facem traducerea în olandeză a Cărării Împărăției. Sunt câteva exemplare și aici. Vă cer să o citiți în olandeză, pentru că este o limbă dificilă. Dar este tradusă... deci eu am tradus-o din românește în olandeză, așa, iar scriitorul Nicodim a aranjat fraza așa la limba maternă, la înțelesul și la dragoste și la frumusețea ei, în așa fel încât, așa cum te bucuri când o citești în limba română, și imediat ai acel imbol de a zice, a, da, asta e, asta voiam, așa este, e, tot așa e și în olandeză. Deci e foarte frumos tradusă. Ne-am propus, eu mi-am așa propus să o traduc și în limba franceză, nu am început, pentru că avem o altă lucrare, care în parte este desăvârșită. Deci, Părintele Arsenie este în România foarte cunoscut. Este cunoscut și în străinătate din ce în ce mai mult, dar nu există absolut nicio mărturie scrisă despre el într-o altă limbă. Este tradusă Cărarea Împărăției în limba engleză, așa, dar cartea nu se vinde în afară, ea se vinde în România în limba engleză. Deci cum să ajungă omul din America sau din altă țară? Deci să o caute pe internet sau cum, e puțin mai greu. În sfârșit, deci eu m-am gândit să adun o serie de mărturii ale celor care l-au cunoscut personal pe Părintele Arsenie sau au trăit, clipe minuni cu Părintele și să le aduc într-un buchet, așa, într-o carte și să le traduc în olandeză. Așa, deci am făcut, cartea este acum la editor, la editură, cum să zicem, are 210 pagini, deci nu e foarte mare, dar nu e nici mică. Așa. Și este... încă nu a apărut pe piață, pentru că noi acum o corectăm. Corectăm partea care editorul ne-a scris-o, timp care este foarte necesar pentru a corecta o carte, ca să nu apară greșeli, de niciun fel. Așa. Ei, în același timp, eu am tradus această carte în limba franceză, iar soțul meu, care este aici prezent în sală și care este francez, mi-a corectat-o în limba franceză. Deci trebuie să fie o lucrare tradusă de mine, care nu am limba, nu sunt de limba maternă, așa trebuie corectată de o persoană de limba maternă. Pe lângă faptul că mi-a corectat-o soțul meu, această lucrare acum este recorectată și reamenajată în frază, să nu, nici nu mă vă vine să credeți. Un profesor universitar din Elveția, așa,
Habar n-aveam de existența lui, dar prieten fiind cu domnul Nicodim, așa, este un fan al părintelui Arsenie, are o capelă acasă, a pictat icoane și a sculptat icoane chiar cu părintele Arsenie Boga, ca să vedeți cât e de mică lumea. Domnul acesta este profesor universitar, iar duminica este și hipodiacon. Este ortodox, bineînțeles, și a scris multe cărți, a corectat multe cărți în limba franceză, așa, și este o somitate în materie. Deci, uitați unde am ajuns așa din întâmplare. Adică, numai părintele Arsenie ne-a condus pașii ca să ajungem acolo. Deci, împreună cu fundația care are editura ei și scoate cărți și se ocupă de imaginea părintelui Arsenie Boga, eu, ca membru al fundației, nu am încercat să adun lumea și să zic, hai, devine și tu membru așa. Pentru că nu e genul meu. Așa. Am început să fac anumite, câteva conferințe, fundația a venit la noi în Olanda odată, după ce am stopat, pentru că nu era menirea mea la momentul respectiv. Am înțeles de la părintele că asta este sarcina mea. Eu trebuie să fac lucrul ăsta. Și îl fac și l-am făcut și îl fac în continuare cu cea mai mare dragoste. Deci, în acest fel am fost eu ghidată, să zicem, de fundația Părintele Arsenie Boga și de părintele, bineînțeles, că el ne ghidează pe toți, de aceea suntem cu toți aici, nu? Da. Deci, cartea cu mărturii despre Părintele Arsenie Boga, am așa bucuria și, cum să zic, simt așa că e bine să o fac în mai multe limbi. În engleză, de altfel, e deja tradusă, dar nu e corectată. Deci va apare și în engleză. Ca și cei care nu au darul acesta pe care îl avem noi în România, de a avea biserici la orice pas, de a te duce la Sfânta Liturghie în fiecare zi dacă vrei, de a putea să te spovedi de fiecare dată când dorești și ai nevoie. Deci, noi acolo suntem privați de aceste lucruri. Și să le dăm așa o bucurie de a împărtăși din viața noastră a românilor și a sfinților noștri români, pentru că Părintele Arsenie este sfânt. Așa și îmi spunea cineva că încă nu este terminat procesul de canonizare și că va mai dura. Dar am zis, nu contează. Părintele este canonizat de popor. Și noi, dacă ne străduim, fiecare din noi, acolo unde suntem, să îi descoperim adevărata lui imagine și adevăratul, cum să vă spun, acest om care s-a dăruit nou și care este în continuu cu noi, deci cu fiecare din noi ne ajută și ne dă acest sfat la momentul potrivit, deci puteți dialoga cu Părintele în Duh. Pentru că Părintele e acolo, El ne ascultă. Dacă noi avem gândul curat, rugăciunea curată, ne luăm timpul, cum zicea Părintele, a urca scările, așa, 10 etaje. Păi soțul meu urcă în fiecare zi 20 de etaje. Efectiv, pentru că are birou la etajul 20, într-o clădire, și el urcă aproape în fiecare zi etajele, așa. Pentru că îi face plăcere, ajunge cu bucurie la locul de muncă și când stai în fața unui computer 8-10 ore, așa, contează foarte mult să faci mișcare și să-ți pui gândul în altă parte. Așa, deci, ce să vă mai spun? Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat, am vorbit cam mult, dar sunt foarte fericită că am reușit să venim aici și să fim cu dumneavoastră și să ne bucurăm de acest eveniment aniversar. Mulți ani înainte! Mulți ani!